Mănăsirea Bistrița are o vechime de peste 600 de ani înălțându-se pe locul unei biserici de lemn ce fusese construită de Petru Mușat în jurul anului 1380. Ctitor al Sfântului Locaș este considerat a fi domnul Alexandru cel Bun, care, de altfel, a și fost înmormântat aici alături de soția sa. În anul 1401, domnitorul a primit în dar de la împăratul bizantin Manuel Paleologu două icoane de mare preț considerate a fi făcătoare de minuni. Una dintre ele este cea a Maicii Domnului cu trei mâini. Cealaltă, și de-o pe Sfânta Ana cu Maica Domnului în brațe, a fost așezată la mănăstirea Bistrița, unde a și rămas nestrămutată până astăzi. Icoana Sfintei Ana de la Bistrița s-a făcut renumită prin darul ei de a rezolva în mod miraculos până și cele mai grele probleme pe care credincioșii le-au avut în familie. Mărturiile consemnate de-a lungul anilor vorbesc despre copii vindecați de boli grele, precum și de sute de persoane aflate în pragul unor divorțuri remediabile care s-au rugat plângând sfintei și ale căror familii s-au refăcut și și-au continuat mai apoi existența într-o armonie fără seamăn. Unul din cazurile mai recente este cel al Lenei Baciu din localitatea Ișeană-Tomești. Eram în situația de a mă despărți, fiindcă soțul meu mă bătea în fiecare zi și vindea lucrurile din casă pentru băutură a venit la Sfânta Icoană și m-am rugat plângând cu inima grea, fiindcă aveam trei copii și nu aș fi vrut totuși să crească fără tată. Am stat la mănăstire o zi și când am plecat am rămas fără grai văzându-l la poartă pe soțul meu. Nu știu de unde aflase unde eram, căci eu nu-i spusesem, dar alergase într-un suflet să mă găsească făcând autostopul la nu știu câte mașini și căruțe. A început să plângă, mi-a spus că ceva s-a răscolit în sufletul lui și m-a rugat să-l pentru toate relele pe care le făcuse. A trecut aproape un an de atunci, iar soțul meu nu mai pune strop de băutură în gură. Și-a găsit de lucru, ne iubește pe mine și pe copii ca pe ochii din cap și parcă nici mie nu vine să cred ce viață fericită ducem acum împreună, a povestit femeia.